Pulex, Strulex, 2 noiembrie 2023. Din păcate nici astăzi nu putem merge pe pup sus. Rămânem pe un experiment. O nouă încercare pe YouTube. Mergem mai departe, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare. 46.78 cotă pentru astăzi cu 8 evenimente și primul meci începând diseară la 18. O fiaș ceva de capul acestuia. Iarăși cupe, iarăși pula în cur. Dacă voi vă doriți să veniți să jucăm cele 6 bilete ale mele de pe grupul meu privat de WhatsApp, scrieți-mi la 0745 70 80 08. Știți bine că acolo, cât de cât, încercăm marea cu sarea. Vreți să fim împreună, să încercăm biletele astea grele, riscante, absolut demente, zi de zi într-una, haideți cu mine, cu noi, acolo, șa. Hai să dăm biletul ăsta pentru cănăluțul meu drag. Bulgaria, Pârva Liga, deschide biletul de astăzi cu Slavia Sofia vs. Ludogoreț. Mergem pe peste 2,5, 3 plus, cel puțin 3 goluri în tot meciul. Pe urmă, Polonia, Cupa Poloniei, ne aduce LKS, LKS, Łódź, cum pronunță ei, Lodz, cu accente speciale, da? După Polonia, LKS, Łódź, se vor duela cu Rakow, Częstochowa, Rakow. Rețineți toată treaba despre Rakow, pentru că oaspeții sunt cei pe care ne concentrăm pe ziua de astăzi în acest meci. Doi solist pentru Rakow, Częstochowa. Ai și prin Cupa Austriei, numai și numai cupe zilele astea, firea mai dracu. Cupa Austriei ne aduce Altach versus Blau-Weiß Linz și ne concentrăm pe un mare, ambele echipe marchează, dau cu un gol fiecare. Avem și Cupa Danemarcei, Danemarcii, aici și apă bilețel. Astăzi, Hannes Randers au tăvăleală maximă cu Brøndby. Brøndby, cum sunt notați prin aplicații. Și aici selectăm tot un GG. Ambele echipe vor marca. Ne rugăm la Dumnezeu. Spania, Copa del Rey, intră pe bilet cu, pe biletul de astăzi cu Azeneta, dacă s-o pronunța altfel să mă ierte Sfântul Duh, versus Real Zaragoza. Zaragoza, cum știm cu toții de prin aplicații, e o treabă unde punem un mare doi solis pe bilețel. Ne concentrăm pe Real Zaragoza, cum pronunță, pe acolo și apă Spania, domnii noștri. Doi solis pentru Zaragoza, Zaragoza. Olanda, țările de jos, Eredivisie, ne propune astăzi Ajax versus Volendam. Am văzut și unul solist în unele locuri. Eu am ales pentru biletul de astăzi GG. Ambele echipe marchează, e o cotă de 1.65, că s-ar întâmpla chiar așa. Și pe urmă, din nou, Cupa Poloniei, GKS, GKS, Tihui, Tihui, GKS Tihui, sau Tihi, T-Y-K-H-Y, da? Tihi, Tihui, cum pronunță ei, GKS Tihui, se vor duela cu Legia Varșava, Legia Varșovia. Ne concentrăm pe oaspeți, chiar și în acest meci, doi solist câștigă Legia Varșovia, da? Legia Varșovia. Închidem cu Cupa Italiei, bilețelul de astăzi, Torino se duelează cu Frosinone și punem un mare unu solist pe bilețel. Dă Doamne să bată Torino. Ăsta este bilețelul. Așa ne este cota asta de 46.78. Dați-mi și mie like-ul ăla de onoare dacă vă place în continuare acest canal dement. Abonați-vă dacă n-ați făcut-o încă. Rămâneți la platane cu mine, pentru că voi încerca pe cât posibil să readuc cumva pup susu unul dintre biletele grupului aici și așa pe canal. Nu cred că se va putea foarte des, dar măcar câteodată să vă introduc în lumea strategiilor. Cel mai și cel mai bine veniți cu mine, cu noi pe grup și le jucăm acolo negreșit zi de zi pe toate șase. Sunt grele, sunt complicate, pierdem bani cu ele, dar încercare după încercare, eu sper să mă pot lăuda cu o nouă cotă de 1000 plus câștigată verde în curând aici și așa, cu ceea ce se întâmplă acolo pe grup. Și să iasă dracu cotele astea mai mici, pup sus, pup jos, cheia, cote de 20, 30, 50, să iasă mai dezverzi, că în octombrie a fost prăpădul de pe lume. Vreți să veniți pe grupuleț 0745 70 80 08. Wow, este un loc minunat. Fac, v-am lăsat cu hanoracul meu preferat. Să aveți o zi minunată, senzațională și ne vedem cu bine și în dățile următoare. Azi e joi. Wow. Pupix, v-am pupat tare.